Cea mai importantă instituție de cultură din județul Mehedinți, Muzeul Regiunii Porților de Fier, celebrează Ziua Copilului pe parcursul a două zile. Cei mici au parte de ateliere de creație, expoziții, dar și multe alte surprize. Astăzi, încă de la primele ore, Muzeul Regiunii Porților de Fier a fost gazda mai multor grupe de copii. Elevii de clasa pregătitoare și clasa 1 a școlilor gimnaziale numărul 6 și numărul 14 au participat la un atelier de creație în cadrul căruia au realizat un tablou având ca elemente principale planeta Pământ și mesagerii păcii porumbeii în semn de solidaritate cu tinerii din Ucraina. Deci cele două scoli pe care vom prinde porumbeii păcii, da? Da. S-a înțeles? Da. Le aveți lipici, da? Și o să prindeți mai întâi copiii, după care o să punem porumbeii cu mesajul de pace, da? Tema acestui atelier de creație a fost pacea în lume, iar cei mici au fost învățați cât de important este să fim uniți și să trăim într-o țară liniștită, cât de important este să ne avem familia aproape și să avem sănătate. Spui, te rog, cu ce ocazie ai venit tu astăzi? Am venit de Ziua Copilului. Și ce lucrați voi acolo? Niște porumbei să-i lipim pe planetă. Am venit să fac un proiect. Ai venit de Ziua Copilului? Da. Și ce veți face aici? Ce veți bucura? În candelabru. Am venit aici cu ocazia de 1 iunie. Și ce vei lucra? Un glob pământesc cu porumbeii păcii. Am venit pentru că vreau să facem aici o planetă. Ai venit cu ocazia zilei de 1 iunie? Da. Să ne spui, te rog, cu ce ocazie ai venit tu astăzi? Să lucrăm. Ai venit de Ziua Copilului? Da. Noi suntem de la școala gimnazială numărul 6, suntem clasa 1 C și clasa 1 D. Avem un parteneriat cu doamnele muzeograf și întotdeauna ne-au plăcut aceste activități pe care le facem împreună. Ne bucurăm că reușim după această perioadă îndelungată să revenim și să mijlocul lor. Am venit acum pentru că mâine este 1 iunie, Ziua Copilului, ziua tuturor copiilor din întreaga lume și pentru a marca acest eveniment ne-am gândit să venim la muzeu, unde doamnele s-au pregătit foarte frumos și copiii au de făcut pe un glob pământesc să prindă copiii într-o horă, copiii din întreaga lume, și porumbelul păcii pe care sunt scrise mesajele de solidaritate, unitate, bucurie, pace, armonie. Reprezentanții Muzeului Regiunii Porților de Fier depun toate eforturile pentru ca cei mici să fie cât mai atrași de această instituție. La sfârșitul atelierului de creație, copiii au primit bomboane și baloane. Astăzi am organizat o activitate dedicată Zilei Copilului de 1 iunie, pentru că ei sunt liberi mâine, așa că am pregătit toate activitățile în ziua de astăzi. Cei prezenți astăzi în sală sunt copii de la școala generală numărul 6, sunt copii de clasa 1 și pregătitoare. Ei am hotărât să facem astăzi un atelier dedicat păcii și a vieții acesteia liniștite pe care mulți dintre copii, și mă refer aici la copiii ucrainieni pe care cu toții știm că și-au pierdut libertatea, iar eu l-am încercat să le spun acestor copii că cel mai important lucru în viață este să fim sănătoși, să avem pace, să locuim într-o țară liniștită, să aibă iubirea părinților, să aibă o cameră a lor, o casă a lor, să fie alături de prieteni și de familie, și toate aceste lucruri nu se împlinesc decât dacă există o pace în țară. În urmă cu un an, pe 28 mai 2021, Muzeul Regiunii Porților de Fier îi organiza elevei Timea Petrescu din Drobeta Turnu Severin, prima ei expoziție de pictură intitulată Culorile copilăriei. În cadrul activităților culturale din acest an dedicate zilei de 1 iunie, Muzeul Regiunii Porților de Fier a organizat o nouă expoziție de pictură aparținând Timei Petrescu. Aceasta poartă numele de Culorile Timei și cuprinde 30 de lucrări, majoritatea reprezentând portrete. Aduceți aminte că pe 28 mai, anul trecut,
Ne-am întâlnit tot aici, mai țineți minte? Da! Și ce am făcut noi atunci? Ce ați făcut anul trecut aici? Aici, pe 28 mai anul trecut. Am văzut la expoziții mei. Foarte frumos, foarte frumos. Am vernisat prima expoziție a Timei la muzeu, anul trecut, pe 28 mai. Iar anul acesta suntem în 31 mai. Atunci vorbeam despre culorile copilăriei, acum vorbim despre culorile Timei sau invers, dar nu mai contează, culorile sunt ale ei, precum și talentul este al Timei Petrescu. Județul Mehedinți are cu ce să mândri. Artiștii de toate vârstele ne onorează și ne fac să ne simțim mândri că suntem mehedințeni. Timea Petrescu stăpânește tehnica portretului, încercând să scoată în evidență varietatea reprezentării umane în pictură și desen, fie printr-o schiță fugitivă, fie prin surprinderea unei anumite expresii faciale sau trăsături de caracter, fie prin imortalizarea unei anumite părți, componente a corpului uman sau a unui personaj redat. Anul trecut am avut o expoziție aici și eu cred că am evoluat destul de mult. Am descoperit acum mai mulți ani că îmi place foarte mult arta și artiștii și mă bucură de fiecare dată când fac un desen sau o pictură. Și de fiecare dată când fac un desen sau o pictură simt că zbor și că îmi las imaginația să fie creativă și să creeze în orice minut. Deci te joci? Da, și simplu cu imaginația. Mă joc cu culorile, mă joc cu creioanele colorate și mă joc și cu creioanele cărbunele și toate astea și pot să creez desene pe care oamenii uneori o să le placă, alteori nu o să le placă atât de mult. Muzeul Regiunii Porților de Fier s-a dovedit a fi o adevărată rampă de lansare pentru Timea Petrescu, iar reprezentanții acestei instituții de cultură se bucură să-i organizeze expoziții, ori de câte ori va considera că va avea de comunicat publicului mehedințean diferite emoții și stări sufletești prin lucrările sale. Este sărbătoarea sufletelor, e planetară și cred că e o încărcătură pozitivă extraordinară. Acum un an de zile, de 1 iunie pe 28 mai 2021, niște condiții destul de severe, vernisam prima expoziție a Timei la Muzeul Regiunii Porților de Fier și atunci promiteam că ori de câte ori Timea are motiv să expună cu creațiile ei să se adreseze muzeului, pentru că muzeul nu numai că vrea să o lanseze, dar vrea să o promoveze în continuare, până când zborul ei va fi foarte sus și muzeul va rămâne la locul lui, dar suntem convinși că și atunci Timea își va aduce aminte cu mare plăcere că aici a vernisat prima sa expoziție. Aceste inițiative fac parte din obiectivul muzeului de a promova tinerile talente și vom susține în continuare copiii talentați, că vorbim de muzică, vorbim de sport, oricând copiii talentați în muzeu au un sprijin. În anul 2022, Timea Petrescu a obținut premiul întâi la categoria de vârstă 11-15 ani la Salonul de Pictură Artemici, ediția 13-a, cu lucrarea Zâna Primăvară, având două lucrări expuse în cadrul Salonului de Pictură, expoziții organizate la Drobeta, Turnu Severin, Târgu Jiu și Motru. În cursul lunii mai, cu ocazia aniversării zilelor Colegiului Național Traian, acolo unde învață fiind elevă în clasa a 5-a, a expus 5 tablouri în cadrul atelierului de artă simplu și abstract, organizat în sala Gheorghe Anghel a Palatului Culturii Teodor Costescu. Cum te cheamă și câți ani ai? Mă numesc Timea Petrescu și am 11 ani și 5 luni. Timea, de la ce vârstă ai început să pictezi? Am început de la vârsta de 5 ani. Așa aș spune. Ce reprezintă picturile tale? Picturile mele reprezintă în majoritatea portrete, dar unele reprezintă și animale sau peisaje. Ce-ți place cel mai mult să desenezi și ce vrei tu să arăți prin picturile tale? Cel mai mult îmi place să desenez sau să pictez portrete și vreau să arăt culoare. Unde înveți? La ce școală? Eu învăț la Liceul Traian. Ești încurajată de profesori să... Da, sunt încurajată de profesori, foarte mult.
Ia spune, cât timp petreci acasă sau în timpul liber pictând? În unele zile nu pictez sau desenez, deoarece am nevoie și de pauze, doar că de obicei când desenez sau pictez pot să petrec câteva ore. Cine te încurajează în acțiunile tale? Cred că cel mai mult mă încurajează mama mea. Ești singura din familie care are inclinații artistice? Da, aș spune că da. De fapt, nu, și sora mea, pentru că ea dansează și cumva văd dansul ca o formă de art. Ia spune-mi, e prima ta expoziție? Nu, este a doua expoziție. Am mai avut una anul trecut. De asemenea, micuții prezenți au putut vizita secția de istorie și arheologie și au avut parte de mai multe surprize. Am început ziua de 31, dedicată zilei de 1 iunie, ziua internațională a copiilor, cu expoziția Timei de pictură. Continuăm cu vizitarea secției de istorie și arheologie, după care invităm copiii în parcul muzeului pentru a se bucura de distracție și voie bună alături de clovnul Coco. Muzeul Regiunii Porților de Fier este locul preferat al elevilor și copiilor de toate vârstele.